Salutare, prieteni! Anunț că am ajuns din nou în Maramureș. Unii dintre voi a scris în comentarii, Andrei, ați sfătuit-o să nu se laude cu faptul că a rămas singur acasă. Și asta e un lucru despre care noi suntem foarte conștienți. Chiar dacă am urmărit vremea și urmează o săptămână mult mai rece decât cele precedente, astăzi avem soare încă și mă bucur de asta. Și o să ne plimbăm un pic așa prin gospodărie, să vedem care e starea gospodăriei. O să vă povestesc și ce am făcut la Oradea, o să vă arăt niște videoclipuri scurte din ce am lucrat acolo, pentru că am fost să ajut pe sora mea la un apartament în care se mută. O să vă spun un pic și despre locul în care eu am crescut la Oradea, la bloc. Am reușit să filmez de data asta câte ceva. Deci o să fie un video interesant cu povești care sper să vă placă și să vă țină conectați până la finalul acestui video. În ultima lună din 2023 am reușit să pun în funcțiune tractorașul ăsta care stă pe tușă de un an de zile. Și stă pe tușă pentru că se stricase. Se stricase ambreiajul la el, l-am desfăcut, l-am dus la cineva, l-a reparat și tot n-am reușit să-l pun în funcțiune. L-am adus acasă, l-am dus din nou la domnul Teofil de la Târgu Lăpuș, cel care mi-a reparat și cositoarea și mi-a făcut reparații majore la el. Am reușit să găsesc și o piesă, să o montez singur, am pus motorul înapoi la loc. Și sunt foarte nerăbdător să-l pun în funcțiune în zilele ce urmează, dacă va fi un pic înghețat. Plănuiesc să încep să scot gunoiul din grămada de gunoi și să o duc prin grădină. Trebuie să-i cumpăr o baterie, pentru că el pornește de la buton, trăgând de butonul ăsta. Dar bateria, cum o sta pe tușă un an și ceva, s-o strica de tot. Deci o să cumpăr baterie, scaunul o să-l mai dichisesc un pic și o să-l remontez. Cauciucul de la remorcuța asta are o pană pe care am tot vulcanizat-o, dar cred că va trebui să schimb totuși cauciucul pentru că are un defect pe interior. Mi se pare că iese sârma undeva și tot afectează camera. Albinele mele, mă tot duc pe la ele să le ascult cum zumzăie și sunt convins că au mâncare destulă, deocamdată nu intru la ele, dar dacă o să prind o zi așa cu 15 grade, o să mă bag să văd cum stau cu mâncarea. În partea asta animalele sunt în adăpost, au căldură, au tot ce le trebuie, dar mergem la ele mai târziu, mai imediat. Am scos și frigiderul cel mare și vechi afară din casă, dar e foarte, foarte greu. Și eu cu Andreea și cu soacra doar până aici la intrare l-am putut să aduce. Probabil când o să avem mai mulți prieteni prin zonă, o să-l coborâm scările astea și vedem noi unde îl punem. Mara, tu ce faci? Mara în ultima perioadă stă liberă prin curte, pentru că a îmbătrânit un pic dumnea ei și nu se mai duce așa cum se ducea în explorări. Așa e, Mara? Ce treabă? Te mădărești, așa ai? Nu, nu te sui pe mine. Nu, că mă murdărești, mă murdărești. Chiar dacă e înghețat pe jos, eu știu pe unde ai umblat tu. Da. Așa-i. Ți-ai găsit un loc ușor la soare și te relaxezi, așa-i? Ce viață bună duci tu. Tu și găinile astea. În partea asta nu vă prea ducem, pentru că partea asta de gospodărie e mai dezordonată. Avem aici de toate, pentru toți, ghivece de flori și lucruri aruncate, frunze, e un rai de explorare pentru găinile astea. Cocoșul văd că se distrează cu găinile, fac baie de frunze. Vai, ce fericite sunteți voi! Ce fericite sunteți! La soare! Vă place la soare, așa-i? Câteva găini! Frumoase și tinere! Ce faci, Mara?
Vii cu mine. Hai să merem. Hai să merem. Hai să merem să vedem ce fac animalele. Hai. Când merem în casă, hai. Merem la animale. Dragilor, după cum știți, eu mă duc destul de rar la Oradea. Deși am mers în Oradea să-mi ajut sora la renovarea unui apartament mic în care urma să se mute, am găsit totuși ocazia să filmez un pic în jurul blocului. Dintotdeauna, în spatele acestui bloc, era o bancă pe care noi copiii ne așezam, cântam toată vara. Aveam mulți copaci în zona asta. Erau niște copaci cam de grosimea acestui nuc. Copaci care fuseseră plantați acum vreo 30 de ani. La momentul în care au fost tăiați copacii și s-au făcut parcările astea aici, copacii aveau deja 20 și ceva de ani, 25 de ani, erau copaci groși, făceau umbră, era un loc perfect de joacă pentru noi, copiii, care eram destul de mulți în blocul ăla, crescuți deodată. Pe toate părțile blocului în care am crescut, era multă iarbă și copaci. Era și un râu, un canal, care se numea Adona, noi îi ziceam Peța, și am crescut lângă Peța, prinzând broaște, broaște mari, așa cât mâna, prinzând mormoloci și alte ligioane care creșteau pe acolo. Până pe aici o foiarbă în fața blocului, așa-i? Faianță, așa, acum am terminat Dani faianța asta, aici ne-au pus pe jos gresie, așa, aici pereți ogletuit, au pus colțuri la geam, așa, jos au pus plinta aia de lemn acolo, frumos, după aia aici iară e gletuit, așa, așa, după aia aici iar o puc scolz și suport ni pentru televizor, super foarte fain, așa, aici o tăia din ușă jos ca să nu fie așa în plus urât, aici ai toaleta și dușul, uite ce frumos duș, aici mai trebuie să pună niște faianță jos mâine, l-am zgălit eu mănânci, așa, tati mi-a schimbat și sifonul ăla că era tare urât și aici agresia mâine. Am lucrat cu un meseriaș în Maramureș și câteva lucruri le-am învățat de la el, printre care foarte important, trebuie să recunosc că de la el am învățat să mă laud. El tăticul zicea, ia uite tu ce fain mi-a ieșit, zicea, știi, mânurile astea, nu, și așa făcea. No, am învățat și eu ca el. Atâta s-a putut, nu suntem chiar în China, că i-a trag la milimetru acolo pe lângă țeavă, dar e bine, e foarte, foarte bine, eu sunt mândru, nu mi-e rușine niciodată cu ce fac. Mă străduiesc, așa mă străduiesc să lucrez, vedem următoarea, să nu fie rușine că ce-am făcut și cum am făcut, știi? Și apoi, nu am nicio grijă. Nu-mi groază că ce se întâmplă, că ce-a zice omul, că oare plăcea ea. Dom'le, eu știu cum să fac să-mi placă mie, în primul rând, și să fie bine. Și de acolo cine e pretențios sau pre-cicălit, e fix problema lui. Știi? Da, ia, mai pun un pic de faianță aici, un pic de gresie în baie și ne apropiem de finală. Uite, măi, Dani, așa-i progresul acum astăzi. Am făcut un pic de curățenie și am montat patul. Și aici ai baia care încă trebuie să o curăți. Animalele fac ce fac din totdeauna. Măriuca scurmă tot fânul ăsta, l-arunc afară din iesle. Caprele sunt curioase de fiecare dată când intru în adăpost să vadă le aduc ceva nou. Ce se întâmplă de data asta?
Oare numai ne filmează sau ne scoate și afară? E cam frig afară, Silvi, nu te scot afară de data asta. Rămâi înăuntru. Vom face numai așa un tur pe la animale. Căpruțele noastre sunt toate gestante și unele dintre ele parcă se pregătesc de fătare, dar din ce știu eu ar trebui să mai așteptăm cam încă o lună și ceva după ele. Dar le punem fân în iesle, mai trecem pe la ele, le verificăm. Anuca, tu ce faci? Anuca mănâncă și ea fericită din locușorul ei. Se odihnește și așteaptă și ea primăvara. Măriuca, tu te umpli de fân, cam cerșești coceni de porumb. Foarte frumos și-l mestecă ea, nu mai trebuie să-l desfac. Și i-am făcut o bucurie. Așa-i, Silvi? Ia să vedem dacă reușesc eu să vă arăt ceva pe aici. Ia uite acolo. Andreea s-o temut să se bage la purcică și a fost o situație un pic nepotrivită, că la momentul când am vorbit eu cu sora mea, aflasem deja de la veterinar că concluzia lui era că purcica asta nu o să fete. Și atunci am zis, hai că vin până la Oradea, înainte de a-mi făta caprele și așa mai departe. Și pe când am aflat că totuși începe să-și facă lapte și se pregătește de fătare, n-am mai vrut să modific. Andreea mi-a zis că o să se descurce și așa că m-am dus liniștit. Dar la întoarcere, Andreea lăsase becul aici deasupra purcelei. Purcica cam ajungea cu nasul la bec și, după cum vedeți, purcica asta, deși punem fân curat în fiecare zi, cam scurmă și tot mizerie. Așa că eu mă bag la ea că nu mi-e frică. Ațane, du-te încolo, că nu m-am adus să-i văd pe purcei. Da, ea îi povestitoare acum, zice, am purcei, ia uite ce purcei am aici. Și zice, să mi-l lași în pace că iubesc. Dar nu mă atacă. I-am băgat acolo, le-am băgat becul, purceii intră și ies, că i-am urmărit, vin la subt, dar după ce termină de subt, merg acolo. Plecăm acum. Ne retragem acum ca să nu se agite purcica, însă o să continui un pic explicațiile. Că am observat că unii urmăritori sunt foarte hotărâți să facă, să bage de vină. Să știți că purcica asta, uite-te la ea cum se comportă. Nu se pregătește să mă atace. Ea zice, no, am tu după ce ai venit? Iară mi-ai venit. Da? Dar ea nu umblă să mă atace pe mine. Acum ea vine, no, am tu ce faci acum, știi? E cumva neliniștită că am apărut. Ea nu face nimic. Așa, ce vreau să vă zic e următorul lucru. Purcica e foarte cuminte, chiar dacă e un pic neliniștită că am apărut eu, dar mă bucur să văd că purcei ies afară, vin la ea, se așează jos, e atentă cu ei, se întoarce de pe o parte pe alta, îi lasă să sugă, chiar dacă au rămas doar 5. Chiar dacă au rămas doar 5 purcei, n-am mai avut evenimente cu ei. Aseară le-am tăiat colții. Am aici o încuietoare foarte performantă cu cifru. Deci să nu fiți surprinși de ușa asta. Pentru că la țară omul își face cum poate. Dar ce faci, doamnă? Dacă le-am băgat pe toate în solar, că e așa cald și frumos.
și asta nu vrea să intre. Nu-i place la solar, a zis că e cancerigen. Nu vrea să se bronzeze prea tare, așa e? Da. Și-a prins odată și mi-a scăpat. Ia că mă duc eu în solar să văd cât e îs. Nu e ca și cum eu aș ști cât avem de toate, dar știu că avem vreo 7-8 de astea tinere galbene. Ia uite-le. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cam numai asta ar mai fi a noastră. Să văd dacă se rupe scaunul ăsta cu mine. Dragilor, după o plimbare prin gospodărie, pe dealurile astea noastre, unii dintre noi ne întrebați, vai ce greu răsuflați, vai ce greu suflați. Dar dealurile astea nu sunt așa cum vă imaginați voi sau cum par în filmare, că sunt cam așa acolo în spate. Dacă tot e soarele ăsta fain, m-am așezat aici la nucul ăsta pe care eu l-am plantat acum vreo 5-6 ani și nu vă dați seama cât e mare. O ros și caprele din el acum vreo 3 ani. Ia uite. Dar e foarte ciudat cât de bine s-a dezvoltat și cât de mare a crescut. Și mai stau un pic să contemplez frumusețea iernilor de la țară. Vreau să vă mulțumesc dacă ați vizionat acest video până la final. Ne ajutați dacă ne scrieți comentarii, noi le citim toate, cel puțin în primele câteva zile după postarea fiecărui videoclip. Noi citim comentariile. Așa că scrieți-ne comentarii, dați-ne un like, eventual o distribuire. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Mau? Hai mă! Hai mă! Hai da! Din câte pisici am avut, numai de tine am avut noroc, mă. Grăsanule. E singurul motan care a reușit să supraviețuiască. L-am avut pe Oli, l-a călcat mașina. Am avut-o pe Missy, techergheu ăsta o tot alunga. Cu tot fugărea de pe lângă casă și o tăbătea. Și recent o călcat o mașina și pe Missy, biata. Tu ai rămas... Bădăranule. Da, el măcar și-o dovedit eficiența, nu pleacă de lângă casă, prinde și șoareci, prinde și păsărele și pe noi ne iubește. Asta este. Vezi că prea tare torci și nu s-a mai auzit nimic în microfonul ăsta.